s-au primit pachete în casa Mireasa, a primit și Irina un cadou cu o scrisoare. A făcut cel de la cameră un zoom pe scrisoare, dar eu una nu pot să o descifrez. Am înțeles că este de la o susținătoare. I-a trimis și cană cu poza ei și se întreba de ce toată lumea îi photoshopează pozele, pentru că ea este foarte frumoasă și așa. Spunea că se bucură că și alți oameni văd ceva frumos și le place nebunia ei. Și Cătălina a primit scrisoare, s-a emoționat, a început să plângă. I-a spus în scrisoare că îi place, că e apropiată de mai multe fete din casă, a enumerat câteva dintre ele, Maria, Sabrina, printre care și Simona, iar atunci a întrebat Irina Simona și a început să râdă, ca și cum nu ar fi apropiată de ea. Iar Cătălina a spus că a ajutat-o mult Simona să organizeze și ziua lui Vlad și aniversarea, a fost foarte săritoare.